Emisiune sponsorizată de Guard One. Dați în dragoste. Săracul de ăla. Direi la piese mintei? Hei, liniștiți-vă. Liniștiți-vă. Se cunoaște! Gata de aici! Cu mine, nu mai stai! Bună seara, numele meu este Ernest. În această seară vă invit să faceți cunoștință cu o soție măcinată de gelozie. Mai precis, cu Mihaela, așa se numește ea. O femeie care bănuiește că partenerul ei de viață calcă strâmb. Tandră și iubitoare, așa se caracterizează Mihaela în postura de soție. Ea spune că, de când l-a cunoscut pe iubitul ei, viața i s-a schimbat radical, în bine. A simțit atunci ce înseamnă să fii fericit în adevăratul sens al cuvântului. Dar mai multe, haideți să aflăm chiar de la Mihaela. O pereche ideală. Doi tineri îndrăgostiți care aveau viața înainte. Gândul le zbura mereu la distracție, până când, într-o bună zi, dragostea și-a spus cuvântul. Mi-aduc aminte cu foarte mult drag de clipele care le-am petrecut cu el la început, de felul lui cum se purta cu mine, de felul cum ne înțelegeam amândoi. Pe soțul meu l-am cunoscut la o petrecere. M-a atras la el felul lui de a fi, privirea lui, gesturile lui m-au atras foarte mult. Din prima zi de când l-am văzut, am simțit o atracție față de el foarte mare. M-a atras mult de tot, exagerat de mult. Am simțit că mă îndrăgostesc din prima clipă în care l-am văzut. A fost ceva frumos de neuitat. Mihaela a avut parte în viață de multe clipe fericite, dar cel mai emoționant moment de până acum rămâne fără îndoială cererea în căsătorie. Eram la o tereasă, m-a invitat la o tereasă și acolo și-a mi-a dăruit un inel și mi-a cerut mâna. La început nu mi-a venit să cred. Până la urmă am acceptat. S-au bucurat foarte mult părinții mei. Am găsit perechea potrivită, pot spune așa. Pentru că ne înțelegem destul de bine, ne potrivim de minune amândoi și, în afară de asta, ne iubim foarte mult. Mihaela se consideră o femeie foarte norocoasă. Are un soț iubitor și un copil frumos și cu minte, așa cum și-a dorit dintotdeauna. Pe viitor am vrea să mai facem încă un copilaș și să fim în continuare așa de fericiți cum suntem acum. Cred în dragostea noastră foarte mult. Și aș dori ca iubirea să țină o veșnicie, toată viața. În sufletul meu este o mare bucurie deoarece l-am întâlnit pe el și am un soț așa cum este el. Dar totuși am și un suflet așa trist cu gândul să nu-l pierd. E frică să nu-l pierd. Nu știu ce aș face, cum aș reacționa dacă l-aș pierde sau dacă s-ar întâmpla ceva vreodată între noi doi. O am alături de mine pe doamna Mihaela. Sărut mâna. Bună ziua. Doamna, aș vrea să știu de ce ați apelat la noi. Ce simt că soțul meu mă cam înșeală. Puteți intra mai mult în detalii? Da, cum să nu. Acum vreo 6 ani m-am împrietenit cu o cafeză. Iar de la un timp încoace am observat niște glume, niște gesturi între ei care dau de bănuit.
Adică obișnuiește să vină la dumneavoastră acasă, să întâlni prieteni apropiate? Da, foarte apropiate, iar el când se mai înserează, o mai duce și acasă, cu toate că ea nu stă cam departe de mine. Și o bănuiți pe această prietenă că ar începea avea ceva cu soțul meu. Vă răpească soțul? Da. Ați încercat să stați de vorbă cu el? Nu, doar la o mică discuție am spus în față treburile astea, iar el a negat. Deci vă bazați doar pe acest comportament pe care l-ați observat? Da. Adică nu se feresc în niciun fel? Ba da, se ascund, mai vorbesc pe ascuns, iar când intru eu în cameră, schimbă vorba, nu mai vorbesc și ceea ce a vorbit înainte, până să intru eu. Această femeie fiindu-vă prietenă, da. Nu ați încercat să stați de vorbă cu ea? Nu recunoaște absolut nimic. Este o situație destul de delicată. Aș spune. Aș vrea să știu ceva concret, sigur, ca să ajung la o înțelegere cu el, deoarece noi avem și un copil. Aș vrea să știți ce se întâmplă când nu sunteți dumneavoastră acolo. Da, pentru că mai vine și lipsa mea acasă. Cum mai iau copilul, mă caută pe mine, nu mă găsește, mai stă la discuții, mai stă la o cafea. Și soțul nu vă spune când se întâmplă? Nu. Păi și de unde știți? I-am urmărit eu odată și am văzut și mi-a spus și vecinii. Iar el nu, neagă. Nu este adevărat. Ce motive ar avea să mă înșele? Mi-a spus că aveți un copil împreună. Nu știu să vă spun exact ce motive ar avea. Dar simt că o face. Considerați că i-ați greșit în vreun fel? Nu. Eu cred că dumneavoastră doar aveți nevoie de acele dovezi concrete pentru, nu știu, a le da o lecție. Da. Deci aveți nevoie de noi pentru a demonstra unor persoane că aveți dreptate. Da. Vreau să văd ceva sigur cu ochii mei ca să știu dacă merită să mai stau cu el sau nu. Credeți că sentimentele lui față de dumneavoastră sunt cele care erau la început? Nu, s-au schimbat. Este schimbat total. Sunteți un pic confuză și și eu vreau să jucăm cu cărțile pe față. Nu vreau să ajung într-o situație în care cineva se folosește de noi. Îmi spuneți că mai mult decât îi bănuiți pe cei doi, ați văzut un comportament între ei. Cam știți ce se întâmplă. După care când vă întreb de ce aveți nevoie de noi, îmi spuneți că totuși aveți nevoie de acea dovadă. Deci, practic, dovezile le aveți. Vă spun toate aceste lucruri pentru că și nouă ne place să jucăm cu cărțile pe față și nu vrem să fim folosiți. Vă mai întreb încă o dată. Ce vă așteptați de la noi, concret? Să aflați adevărul, dacă mă înșeală sau nu. Ok. Voi avea nevoie de acordul dumneavoastră? Da. Pentru începerea urmăririi. Acest acord implică faptul că nu vă deranjează ca o echipă de detectivi să îl supravegheze o perioadă de timp necesară stabilirii unui verdict. Vă deranjează acest lucru? Nu, absolut deloc. Ok. Atunci rămâne să preluăm cazul dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că ați avut curajul de a apela la noi și rămâneți să păstrăm legătura. Mulțumesc pentru ajutorul care mi-l acordați. Deocamdată nu aveți de ce să ne mulțumiți. Să vedem ce se întâmplă, ok? Mihaela a apelat la noi având deja unele bănuieli, dar nimic concret. Detectivii sunt cei care îi vor aduce dovezile clare ale fidelității sau infidelității soțului ei. Așadar, nu plecați nicăieri, începe filajul.
Detectivii continuă urmărirea în cazul soțului Mihaelei. Ei se află la câțiva metri de blocul acestuia. București, ora 11:25. Bărbatul își face apariția. Merge liniștit într-o direcție necunoscută. Plimbarea lui seamănă foarte mult cu cea din ziua anterioară, dar deocamdată nimeni nu știe unde se va opri acesta. După 20 de minute de mers în continuu pe diverse străzi din zona Calea Călăraș, iubitul Mihaela se oprește la un bloc din zonă. Intră aici. Timpul se scurge, detectivii sunt vigilenți și gata să surprindă orice mișcare ieșită din comun. După 2 ore și jumătate, suspectul părăsește imobilul. Pleacă spre casă. Toată ziua nu a mai fost văzut. Urmărirea se prelungește, fără succes însă. București, ora 13:20. Mihaela este văzută la brațul soțului ei. Ies împreună din imobil. Se opresc în stația de tramvai. După câteva minute, cei doi se despart într-un mod foarte călduros. Soțul revine însă la domiciliu. București, ora 15:10. În bloc intră aceeași femeie care a mai fost văzută în casa familiei Mihaelei. După 45 de minute, suspecții părăsesc locația. Merg adoptând o atitudine distantă. Însă, la un moment dat, la câțiva metri de imobil, ei se opresc. Își au rămas bun într-un mod mai mult decât amical. Încep oare să se adeverească bănuielile Mihaelei? Suspectul se reîntoarce acasă. Bărbatul pleacă de dimineață de acasă. Drumul său indică aceeași adresă la care a mai fost văzut zilele trecute. Este singur și liniștit. Este clar că nimic nu-i dă de bănuit că este ținut sub observație de la distanță. Se oprește mai întâi la un magazin. Face cumpărături. București, ora 12:55. Soțul Mihaelei părăsește imobilul. Scurtă vizită. Vorbește nervos la telefon. Privirile îi se îndreaptă adesea spre etajele superioare ale blocului.
După 10 minute, acesta pleacă supărat spre casă. Toată ziua nu a mai fost văzut. București, ora 14 și 23 de minute. Detectivii se hotărăsc să riște. Câteva momente la Trădați în Dragoste. Săracul Iorc. Tine-i la pieții mintei? Ei, nu știți-vă. Nu știți-vă. Se cunoaște! La tine aici! Cu mine nu mai stai! Acum, la Trădați în Dragoste. Săracul Iorc. Tine-i la pieții mintei? Ei, nu știți-vă. Nu știți-vă. Se cunoaște! La tine aici! Cu mine nu mai stai! Mihaela, îți mulțumesc foarte mult că ai putut veni. Înainte de a începe, vreau să știu de la tine ce știi despre ce a făcut soțul tău în ultima săptămână. Știu că toată săptămâna și-a căutat de muncă, pentru că a fost dat afară. Asta când s-a întâmplat? Asta acum două săptămâni s-a întâmplat, de când a dat afară. Sărac. Ce să faci? Sărac. Nu și-a găsit de lucru? Nu și-a găsit. Deci s-ar putea să te surprindă într-un mod neplăcut ceea ce am să-ți arăt eu. Dar cel mai bine, haide să-ți arăt imaginile și concluzia o vei putea trage singură. În această zi a investigației am avut ca punct de plecare zona unde voi locuiți. În acea zi, prietena... Da, da, fusese la mine. Fusese în vizită. Da, iar el s-a oferit să o conducă până la colț. Așa cum face el de obicei. Da, nu? Cam cum face de obicei, că a devenit un obicei pentru ei doi treaba asta. Cei doi pleacă de la voi de acasă. Mi-a spus că se întâmplă destul de des că să o conducă. Este un gentleman, pentru că face treaba asta.
Nimic suspicios, nimic care să-i trădeze, nimic ieșit din comun. Doamna, te rog să fii foarte atentă la detalii, la limbajul corpului. Dar problema este că el nu știe unde locuiește. El nu știe? Nu, doar eu am fost de câteva ori la ea acasă, el habar n-are unde stă. Interesant. La un moment dat, la un cos de stradă, cei doi și-au la revedere. Nimic ieșit din comun, a sărutat-o pe obraj. Da, da. Soțul tău se îndreaptă către casă. Într-o altă zi a investigației, el pleacă de acasă. Probabil puteai aștepta ca el să plece la un interviu. Însă, spre surprinderea ta, acest lucru nu se întâmplă. Ghicești cine locuiește acolo? Da, aici locuiește cu fiza mea, prin zona asta, aici. Și el nu știe? Nu. Bine, iată că știe unde locuiește ea. Nu vine să cred. Se duce direct la scara blocului. Sta acolo aproximativ 2 ore. Pe parcursul săptămânii în care el a fost urmărit de noi, nici măcar 5 minute nu a petrecut în sediul unei firme pentru un eventual interviu. Nu vine să cred. În schimb, a petrecut destul de mult timp cu această prietenă a ta. Într-o altă zi a investigației, detectivii au avut ca punct de plecare zona unde voi locuiți. Da. Ce-ți aduce aminte despre această zi? Pentru că voi ați ieșit împreună. Deci în ziua asta trebuia să plecăm împreună cu ăla mic la policlinică să-i facem un vaccin. Iar el mi-a spus că trebuie să ducă la un sediu să dea un interviu. Și du-te tu singură. A apărut cel ceva... mic era la mama, da. A apărut ceva atunci, da. Pe moment. Da. Și n-a vrut să meargă. Nu vă las la revedere pe stradă. Și din câte știi tu, el urmea să meargă la un interviu. Păi așa se îmbracă pentru un interviu? A spus că duce acasă, schimbă și pleacă. Într-adevăr, el s-a dus acasă. Însă, jumătate de oră mai târziu, nici cine își face apariția la voi acasă. Cu afeza mea. Deci era adevărat tot ce spunea vecinii. Acum îți dai seama ce se întâmplă? Totul e orchestrat... la secunde, de către soțul tău. Și te minte cum vrea el. Nu se poate așa ceva. Fire... El o conduce doar până la capătul străzii, acolo unde voi locuiți. Și a la revedere printr-un simplu sărut pe obraz. Într-o altă zi a investigației, acesta se îndreaptă pe traseul deja bine știut. Face cumpărături, fire... și intră în scara blocului. Dar surpriză, peste 5 minute, acesta iese din bloc. Îl vedem... Nu fi găsit-o acasă! Vorbește la telefon, se uită undeva sus către apartamentul unde ea locuiește. În cele din urmă, acesta se dă bătut și se întoarce cu coada între picioare acasă. Într-o altă zi a investigației, am avut ca punct de plecare din nou zona unde voi locuiți. Se duce direct la blocul unde prietena ta locuiește. Sta acolo aproximativ 3 ore. Deci mi-e milă de el că își caută un post de muncă și îl îmbrau numai cu ea toată ziua. Cam după 3 ore cei doi ies împreună din bloc. Observ cei doi pe stradă, după cum ți-am spus, nu sunt deloc apropiați, nu se țin de mână. Foarte rar el obișnuiește să îmbrățișeze, dar foarte rar. Niciodată nu se sărută în public. Deci cei doi se despart sărutându-se ușor pe obraz, ca și când ar fi doi prieteni, pentru cum se întâmplă și aici. Cei doi sunt în acest moment împreună. Vreau să-i văd. Într-acolo ne îndreptăm noi, într-o zona unde ea locuiește. În momentul în care el a plecat de acasă, noi te-am chemat. Nu știu ce gândește el, nu știu ce e în capul lui, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Vreau să-i văd, vreau să-i văd pe amândoi. Vreau să-i arăt eu lui acum. De ce tocmai pe ea? De ce? De ce tocmai pe ea? Înseamnă că nu mai simte nimic. Dacă el a fost în stare să mă înșele cu afeza mea, la noi în casă, să o aducă la mine în casă. De ce nu mergea absolut nicăieri cu mine și cu băiatul meu?
La doctor nu, mă temeteam mereu la mama. El nu, nu se poate, nu se poate și ceva, nu pot să cred. Eu m-a dus afară cuvinte. Dar ăsta e adevărul, așa stau lucrurile. Ăștia sunt oamenii care trăiești zi de zi. Pentru mine unul este clar că el te înșeală cu această femeie. Vreau să știu dacă, pe baza imaginilor pe care ți le-am arătat, dacă tu ai vreun dubiu. Nu, deci dubii nu am. Pentru că asta am simțit și eu, de asta am și venit la emisiunea dumneavoastră. Dubii nu am. De ce tocmai cu ea? De ce la noi în casă? De ce nu s-a gândit că avem un copil? Doar el poate să-ți răspundă la întrebările astea. Eu nu pot să fac altceva decât să te duc acolo și să te pun față în față cu el. Confruntarea este un război pe care, din păcate, îl port singură. Noi vom fi acolo să te ajutăm, dar tu trebuie să afli răspunsurile pe care le cauți. Eu am aceste imagini, o să-i las pe ei să-și facă jocul să te mintă, dar la un moment dat le voi arăta și lor aceste imagini. Să vedem exact care va fi reacția lor atunci. Va nega în continuare. În momentul în care consider că nu vrei să mai fii acolo, îmi spui acest lucru? Da. Urcăm în mașină și plecăm. Domnula... Vino, mă, încoace! Vă salut, domnula meu, este Ernest. Cum mi-a trădat și dragoste? Ce ai fost, mă? Ce ai fost? Ce ai fost? Tu ești f***a! Ce ai f***a? Ce ai f***a? Un interviu? Un interviu la muncă? Ce f***a? Asta spune cu ce este vorba. Soția ta a apelat la noi pentru că avea o bănuială cu cătuia și el. Vino cu a***a! Erai la prietenii tăi? Erai la prietenii tăi? Nu-i femeia. Zi, f***ește! La ce f***a? Unde ai fost la săptămâna? Unde ai fost? Păi de cât timp vă știți? E ceva între tine și asta? Ai grijă cum te comporti. Deci, recunoaște-te când la băiatul nu meu? Nu e nimica, nu iese, ce cum? Să fie între săptămâna trecută unde ai fost? La muncă, să-mi caută. Cum la muncă, mă, când eu am dovezi aici? Cum la muncă? Toată săptămâna asta tu ai fost să-ți cauți de... Toată lumea zi așa, plecat de aici! Tu ai fost plecat să-ți cauți ceva de muncă, nu? Unde ai fost cu ea? Umbli cu ea? Te ia și te va plecați de aici. Umbli cu ea? Nu te gândești un pic că aveți un copil împreună? Da. Nu te poți gândi la asta? Ce nu postile, că știm exact ce se întâmplă. Ce s-a f***? O aventură cu tipa asta. Dar ce știe că are un copil? Ce-i care un copil? Filmează-mă pe altceva, filmează-mă nevestele, filmați altceva. Noi avem tot dreptul să fim aici. Așa, e opinia ta dacă stai de vorbă cu noi sau nu. Da, păi dovedește-te. Răgândește-te un pic. Hai să-ți dovedesc. Păi astea, ce mi-a răzut, mă, sunt trucate, nu mi-a răzut. Ce trucaje? Nici nu ai văzut ce vreau să-ți arăt. Ce este? Din câte am discutat eu cu soția ta. Așa. Cu săptămâna asta ai fost la interviuri pentru muncă. Care e problema? Ia că și... Le cunoaște! Pleacă de aici! Cu mine nu mai stai! Cu mine nu mă, să ții băgăși și să pleci! Să ții băgăși și să pleci! Pleacă de aici! Pe tine te distrează toată situația, nu? Hai, pleci! E bine, nu? Care, doamne? Doamna cu afeză! E bine! Dă-te că te ia, dă-te! E bine! Dacă plecați de aici, ai venit cu așa reacționezi față de ea? E soția ta, omule! Deci pleci cu ea? Care e problema ta? Păi și nu-ți pasă... Pleci cu ea? Nu pleci cu ea, dar totuși mergi cu ea. Vino cu ace! Nu te gândești un pic la ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ai un copil! Păi și crezi că e corect cum procedezi? Eu te înțeleg frustrarea în momentul ăsta. Da, bun, ok, fost prins, nu-ți convine. Cât crezi că putea să dure? Deci tu ai greșit la rândul tău și toată lumea, nu am greșit odată în viață. Da, dar eu nu aveam soție și copil. E o diferență. Ce să faci, mă, cum e? Dar cum ai știut să-l țin lângă tine? E o diferență.
Nu te-ai gândit un pic? Asta e la mine în casă! Acum, fiind pus în situația asta, la ce te gândești? Nu știu. El a existat? El a existat. Dar ce a fost în capul tău? Ce ai căutat la femeia asta? Tu ai insistat, nu? Băi, nu reacționa violent față de ea. Deci tu ai insistat să te duci cu ea, nu? Și unde plecai? Unde plecai? Săptămânile trecute, unde plecai? Da, asta. Să vii să ții bagaj. Ții bagaj. Nu mai stai cu mine. Taci din gură. Mă înjur, tot ești vinovat. Tot ești vinovat. Camere cu tot mine, ești vinovat, tu mă înjuri. Să vii să-ți iei bagaj. Să-ți iei bagajul. Bă, cu mine nu mai stai. Pleacă, pleacă. Te bat, pleacă. Pleacă. Pleacă de ce din ochii mei, pleacă. Nu te bolnești, primează bolele în altă parte. Să nu mai vii. Pleacă, dau în tine, pleacă. Dar asta e tot ce poți să spui, dau în tine. Dar vorbește! Te rup cu bătaia. Spune adevărat. Ce să fie ești adevărat? Ești într-o situație destul de delicată. Ce am dovezi? Nu știu, dar alea sunt trucate. Ce dovezi mi-arăt? Ce e turcate, mă? Pleacă, mă, de aici. Ce e turcate? Spune, ce e turcate? La mine casă nu mai calci. Vii să te iei bagajul și pleci la mine. Să-ți fie clar. Da, da, da. Deci nu vrei să recunoști. Ce să recunoști? Nu? Că bine, am greșit. Da. Ai greșit? Da, îmi cer scuze față de tine. Da, de ce? De ce? Da, am greșit. De ce? Ai greșit? Da. Mie s-a terminat tot. De ce s-a luat? S-a terminat tot. Cum adică s-a terminat tot? Păi te gândești la copil, te gândești... Dar tu nu te-ai gândit? Tu nu te-ai gândit? Nu te-ai gândit la copil când te-ai dus cu ea? Hă? Te simți bine cu ea? Te simți bine cu ea? Acum ea trebuie să se gândească la copil, nu? Deci eu acum trebuie să mă gândesc la copil, nu? Păi toată perioada asta cine s-a gândit la el? Dar tu? Dar tu, mă? Oricine gândește, nu? Mă, dar tu vorbește! Știam că nu știi, după aia nu merge cu mine și cu băiatul meu. Calmează-te, că te bat! De-aia nu merge cu mine și cu băiatul pe nicăi. Să pleci la mine, sărăcie de om. Te-am zis să-mi cer scuze. A, cer scuze? Da, deci te da, duci să trăiești asta cu ea? Este ce vrei, de, ce vrei să trăiești cu ea și după aia cer scuze, nu? Da. Îmi cer scuze. Da, da. Dar cum de s-a ajuns aici? Ea este o prietenă de-a ei, coafeză. Știu de cine este, dar vreau să știu cum de cum de s-a ajuns aici. Tras de ea? Cum a tras de ea? De ce n-ai făcut asta, stai de vorbă? Ce am luat-o cu japca, ce am făcut? Cum mă, dacă ea spune că tu te duceai să te drugai de ea, să-mi spunești? De ce nu recunoști? Ce rezolvați în momentul ăsta dacă vă luați la bătaie? Pe bune. Păi mi-am cerut scuze, nu? Nu mai aveți un numit în comun, aveți un copil împreună, deci în momentul ăsta... La mine în casă nu mai stai! Da, momentul ăsta... La mine în casă nu mai stai! La mine în casă nu mai stai. Ai greșit? La copil, nu la ce. Cum te gândești mă la copil? Nu la tine. Cum te gândești mă la copil? Dar tu când te-ai dus cu ea, nu mai te-ai gândit la copil? Ce s-a întâmplat? Cum s-a ajuns aici? Te mai gândit la copil când te duceai cu ea? N-ai nimic de pierdut, fii sincer. Ce căutai cu ea acum? Unde? Cu ea acum, ce căutai? Bă, de unde știi de unde stai ea? De unde știi? Vizitează destul de des. Vorbește, de unde știi? Am aflat, am fost la ea. Și acum ce căutai cu ea pe stradă? Unde pe stradă? Acum pe stradă! În magazin. Ah, și nu erai cu ea, nu? Nu. Nu erai cu ea, nu erai cu ea, dar cu cine erai? Leagă că-ți spart camerele astea. Dar cu cine erai, mă? N-ai de ce să devii agresiv față de noi. Păi gata, cât film ai, mă, mi-a ajunge. Cu cine erai? Spune acum, când te-am întâlnit eu. Cu și ce căutai cu ea? Păi ce m-ai prins cu ceva, m-ai văzut cu... Mă, ce căutai cu ea? Ce căutam? Stăteam de vorbă. Cum stai de vorbă cu ea tu? Cum stai? Da, o iei de lup pe stradă la noi, pe stradă? O iei de lup pe stradă la noi și o pupi? Da, la noi pe stradă? S-a terminat. De-aia plecai și nu mergeai cu mine pe nicăieri. De-aia, nu? E foarte interesant cum folosești deci argumentul ăsta acum. Deci tu stau eu să mă gândesc, dacă nu mă disparte. Dar te-ai gândit? De ce, mă, pe mine mă lăsai în casă? Tu plecai cu ea, de ce, mă? Deci mă lăsai pe mine în casă și tu plecai cu ea. Și acum am spus să stau să nu mă, să mă gândesc la copil, să stau cu tine. Nu mai stau, mă. Tu ești prost, nu mai stau. Cum adică? Că nu mai vreau. Pe tu te tu nebun, întâlnește-te tu cu femeile și o să te aștept pe tine stau în casă, nu? Deci asta vrei, nu? Nu. Dar ce căutai cu ea? Eram pe stradă, nu mai. Cum erai pe stradă? Cum erai pe stradă? Cum erai pe stradă? Cum? Gata, erai pe stradă? S-a terminat, fii atent ce spun. Unde a plecat? Nu știu. A plecat pe tot cu mâna pe ea. Tot cu mâna pe ea. Și cu ea tu nu stai. Dar nici la mine nu mai. Am spus că am plecat cu ea, n-am plecat cu ea. Prostule care ești. Păi tu m-ai înșelat pe mine cu ea? Te-ai găsit cu cine, mă? Mă, te-ai găsit cu cine? Îmi cer scuze, îmi pare rău, iartă-mă, nu m-am gândit pe moment. A, îți cer scuze.
Păi acum încerc, nu? Deci după ce am apelat la emisiunea asta să aflu de adevărul de tine. Nu știu de ce apelat la emisiunea asta. Pe tu recunoșteai, mă? Pleacă de aici. Mă, tu recunoșteai? Pleacă de aici. Pleacă de aici. Recunoșteai? Dacă te-am întrebat de 2-3 ore, ai recunoscut? Ai recunoscut? Nu. S-a terminat. Problema care se pune este că voi aveți la mijloc un copil. S-a terminat. A, deci îți pare rău acum, după ce ai greșit, nu? Deci după ce ai greșit îți pare rău, dar înainte nu te-ai gândit? Nu m-am gândit pe mine. De ce? Orice bărbat nu se gândește. De ce? Și chiar cu ea? De ce tu mai cu ea? De asta este. De ce? Păi de ce mă tu mai cu ea? De ce? De ce? De ce? Eu știu că probabil nu pot să-i dea un răspuns acum pe moment, dar te-am prins, ești într-o situație delicată. Că ți-ai bagaj să pleci de la mine, la mine nu cu mai stau. Care motivul să plec? De ce să plec? Păi stai puțin, adică pentru că ai înșelat-o. Cu tine, continuare, nu mai stau. Să... Te duci la eu cu tine nu mai stau, să fie clar ce spun. Nu mai stau. Îți place că ai strâns lumea asta, ai făcut atmosfera asta? Tu ai vrut așa. Tu ai vrut așa. Eu am vrut tu așa? Tu ai vrut așa, că n-ai avut curaj de ce ai apelat la emisiunea asta? Pentru că așa trebuia să aflu adevărul de tine. Da, atunci când am purtat o discuție cu voi și v-a spus verde în față că bănuiește ceva. N-a fost un semnal de alarmă pentru tine. Dar dacă tu ți-ai înșelat nevasta, i-ai spune în fața soției că o înșeli? Dar cu ce tupeu? Bineînțeles că nu, da. Cu ce tupeu? Cu ce? Bineînțeles că nu, da. Cu ce tupeu o înșeală? Cu ce m-ai înșelat? Care a fost motivul? Ce are mai am plus decât mine? Ce are? Ce are? Ce are? E o femeie? Ce are? E mai tânără ca tine asta. E mai tânără ca mine, pe tine și pe ea. Și acum vrei să mă gândesc că am un copil, nu? Nu mai stau. Că vii să te iei bagajul. Cum ai căutat o alta mai tânără, așa ca au și altul mai tânăr și mai frumos. Da, da. Te-ai gândit la copil? Nu. Tu te-ai gândit la copil? Pe moment nu m-am gândit. A, și? Eu să mă gândesc, eu nu mă gândesc pe moment. Deci e mai tânără ca mine, nu? Bine. Bine. Haide să mergem. Ok. Unde pleci? Hai la unde pleci? Ce să mai stai de vorbă cu ei? N-auzi. Cu mine n-ai ce să mai stai de vorbă. Am ce să mai stau? Să vii să-ți iei bagajul, spun. Să vii să-ți iei bagajul. Nu te gândești la nimic, nu? Nu. Deci tu te-ai gândit? Acum. Nu te-ai gândit. Asta e hotărârea ta, nu? Deci nu te gândești, nu? Voi, ea a plecat, nu? Da, a întins-o. A nu nimic. Ești ok? Te simți bine? Așa e el de obicei cu tine? Da, și am îndurat prea mult, nu trebuia să fac treaba asta. Nu e prima oară care mă înșeală. Cu el nu mai stau. Nu mai stau, că dacă el a făcut treaba asta a doua oară, mi-o va face toată viața. Și decât să trăiesc așa un coșmar mereu, mai bine nu terminăm acum. Tu știi mai bine ce îți dorești de la viață. Eu sunt de principiul că oamenii se pot schimba. Nu. Deci dacă nu s-a schimbat la început, prima dată... Dar e nevoie ca ei să-și dorească să se schimbe. Tocmai asta e, că eu nu cred că el vrea. Dacă, îi place viața asta. Dacă tu vrei să-l schimbi și el nu vrea, el nu o să se schimbe niciodată. Nu se va schimba niciodată și decât să stau așa în continuare, nu. Poți să... Poți măcar să lași pe el acum să fiarbă în suc propriu, să vezi care va fi următoarea lui mișcare. Nu. Nu mai stau. Deci nu mai stau cu el, nu mai stau. Mă duc acasă, îi fac bagajul să-și ia, s-a terminat. Nu mai. Nu mai stau. Nu se mai poate să stăm așa. Trebuie să-l văd cu ochii mei cu ea pe stradă, nu se poate. Nu, cu el nu mai mă fac. Deci orice ar fi, nu mai. S-a terminat. Tu știi mai bine și dacă asta e hotărârea ta, nu pot decât să o accept. Confruntarea a fost crâncenă. Când ce-a surprins partenerul alături de o altă femeie, Mihaela s-a lăsat pradă furiei. Dacă va avea însă puterea sau nu să-și ierte soțul, vom afla într-o ediție viitoare. Cam atât pentru această seară. Până data viitoare însă aveți grijă cu cine și pe unde umblați, pentru că noi suntem cu ochii pe voi. Bye bye! Arun mers așa grăbit tot timpul. Da.
săptămâna viitoare la Trădați în Dragoste. Unde sunt ei? Cred că s-a plictit. A fugit cu ea. Sura la fugă, așa pur și simplu cu ea. A, nu, am crezut că sunt ei. S-a ascuns pe aici, nu vine să cred. Emisiune sponsorizată de Guard One.